În primul rând, compostarea în România și în România de puțin timp este considerată reciclare. Și pe trendul actual al economiei circulare, practic un deșeu care se numește nămolul, unul la mână, și al doilea, în proces de compostare este nevoie de un material de structură, pentru că nămolul este foarte dens și singur nu ar începe procesul de compostare. Și atunci se folosește ca material de structură deșeu verde din parcuri și grădini. România, de exemplu, în momentul de față nu are nicăieri o instalație de tratare a învelopelor uzate, a cauciucurilor. Da? Nu există în România așa ceva. Se dau bani mulți pentru astfel de investiții. Bun găsit la o nouă ediție a podcastului nostru Ghidul Primărilor, vocea administrațiilor publice. Sunt Ioan Chioreanu, vă salut cu prietenie. Din nou abordăm subiecte legate de buna gestionare a localităților, legate de transformarea României, de obiectivele atinse care pot fi multiplicate pe scara întregii țări. Vorbim despre povești de succes. Una dintre cele mai mari și mai puternice firme specializate în utilaje și în soluții pentru administrațiile locale este firma Best Tools din Oradea. Responsabil pentru managementul proiectelor în cadrul companiei Best Tools este domnul Florin Vulpe, pe care îl salutăm. Bună ziua! Bună ziua, vă salut! Vă mulțumim pentru prezența în podcastul nostru. Domnule Florin Vulpe, aveți agenda plină, bateți țara în lung și în lat, sunteți în plină campanie de pregătiri și de livrări, pentru că primăvara este aici, a venit, și localitățile României își redinamizează activitățile în concordanță cu sezonul. Vă invit să vorbim despre un proiect pe care eu personal îl consider extrem de util și de interesant, stația de compostare a nămolului de la Câmpia Turzii, din cadrul complexului de epurare a apei Câmpia Turzii. Cum a început proiectul, cum se desfășoară și anul acesta, iată, aveți ca și obiectiv și v-ați asumat punerea în funcțiune. Corect. Da, stația de compostare de la Câmpia Turzii este un proiect de referință. În primul rând, este un proiect care se realizează pe fonduri europene prin axa mare, pe infrastructură mare. Este primul de acest gen în România. Deci, compania de apă Turda Arieș a ales să rezolve o problemă a deșeului, da, a nămolului, care face probleme și nu doar a nămolului, ci o problemă socială, pentru că în zona respectivă nămolul producea un miros care deranja localnicii. Și atunci au hotărât să facă această investiție. Compania noastră a participat la licitație în 2020 și în 2021 am reușit, am semnat contractul, un contract pe 18 luni pentru a trata aproximativ 4.000 de tone de nămol anual. Este o investiție, cum spuneam, pentru prima dată făcută în România, genul ăsta de investiție. În general, compostarea este ceva nou pentru România. Este o practică internațională veche, dar la noi în țară n-a fost luată în seamă așa de mult, să zic, de către autoritățile locale. Actualmente a început să fie o bună practică și în România. Best Tools este, zic, promotor al acestei soluții și avem norocul că avem și un prim proiect care anul acesta, cum spuneați, începând cu luna aceasta martie, vom începe testele la cald și ulterior, la finalul lunii mai, vom preda, după punerea în funcțiune, instalația către beneficiar. Așadar, stația transformă nămolul rezultat în urma epurării apelor în compost ce poate fi reutilizat în agricultură și în întreținerea spațiilor verzi. Și iată, compostul se constituie într-o sursă de venit pentru beneficiar. Poate fi vândut către clienți, persoane fizice și juridice. Acum, vă invit, domnule Florin Vulpe, să facem un calcul de profit. Să vedem ce nu se mai plătește atunci când reciclăm deșeurile în acest fel. Unde economisim? Unde ieșim pe plus? Unde beneficiarul câștigă?
Da, aveți dreptate. În primul rând, compostarea în România și în România de puțin timp este considerată reciclare. Și pe trendul actual al economiei circulare, practic un deșeu care se numește nămolul, unul la mână, și al doilea, în proces de compostare este nevoie de un material de structură, pentru că nămolul este foarte dens și singur nu ar începe procesul de compostare. Și atunci se folosește ca material de structură deșeu verde din parcuri și grădini. Și atunci, prin stația de compostare de la Câmpia Turzii, se rezolvă două probleme. Una a autorităților locale care vor veni cu deșeu verde pentru care se plătește taxă de depozitare, taxă de tratare, taxă pentru neîndeplinirea țintelor anuale de deviere de la depozitare și reciclare. Da? Acest deșeu verde ajunge în stația de compostare împreună cu nămolul de la stația de epurare, care este considerat un deșeu periculos în general, da? Și care are taxe suplimentare față de deșeurile uzuale, se transformă într-un produs, într-un compost care are valoare economică. Deci, practic, compania de apă nu mai plătește pentru depozitarea nămolului și eliminarea lui, cei 80 de lei pentru taxa de economie circulară, cei 50 de lei pentru neîndeplinirea țintelor de deviere de la depozitare, da? La fel, companiile locale de întreținere a spațiilor verzi, ADP-urile în general, da, din Turda, Câmpia Turzii, și ambii profită de un produs care, cum spuneați, poate fi valorificat economic sau se poate întoarce în spațiile verzi din localitățile care contribuie cu deșeul verde, pentru că acestea nu mai trebuie să cumpere ulterior îngrășământ pentru spațiile verzi. Azotul, care știm că nu e cel mai sănătos, ele putem folosi compostul ca și îngrășământ, fiind un îngrășământ natural. Deci, practic, acolo se vede, vorbind de economie circulară, acolo se face economia pentru compania de apă, cât și pentru beneficiarii care contribuie cu material de structură în instalația de compost. Da, și ați făcut un calcul în cazul unui mare municipiu din România și s-a ajuns la milioane de lei, milioane de euro. Deci, Este adevărat. mulți primari nu-și dau seama că plătesc foarte multe amenzi și foarte multe taxe, care intră în acest complex proces de salubrizare, în loc să gestioneze, deșeurile și să chiar câștige, să intre pe profit. Aveți dreptate. În România, oamenii din administrație își dau seama de banii pe care trebuie să-i dea doar în momentul în care vine taxa de la stat. Cum a fost acum în 25 ianuarie anul acesta, anul trecut s-a scăpat printr-o eroare legislativă și nu s-a plătit la AFM. Anul acesta, în 25, toate primăriile care nu și-au îndeplinit țintele au trebuit să plătească taxa la AFM pentru neîndeplinirea respectivelor ținte. Banii respectivi sunt niște bani care ei ar putea să-i gestioneze în infrastructură de mediu și ca și în anii următori nu ar mai avea astfel de probleme. Adică n-ar da penalități către AFM, ci ar putea fi bani care ei să-i folosească pe parcursul anului în infrastructura locală și să-și gestioneze problema deșeurilor. La nivel de municipii, cum spuneați, se vorbește de milioane și zeci de milioane de lei anual care se plătesc pentru astfel de taxe și este păcat că multe administrații locale nu văd acești bani pe care ei îi dețin, pentru că din moment ce îi plătesc, îi dețin în bugetul local, da? Și bugetează anual, și nu investesc acești bani în infrastructură, ca ulterior, anii următori, să nu mai aibă de plătit către AFM și să se bucure comunitatea locală de o infrastructură care le gestionează o problemă, că până la urmă deșeul este cu adevărat o problemă. Cât de repede se amortizează o astfel de investiție? O astfel de investiție, acum depinde și de capacități. Dacă luăm în calcul investiția de la Câmpia Turzii, are perioada de amortizament între 3 și 4 ani. Deci eu zic că e o perioadă de amortizare foarte, foarte scurtă pentru o astfel de investiție, care, cum spuneam mai devreme, rezolvă și o problemă socială, da? Deșeul în sine și mirosul a devenit o problemă, da? Și este legiferat în România. Și deșeurile produc miros, iar prin o astfel de investiție rezolv și problema mirosului, care este considerat un dăunător.
Revenind puțin, ca să fie extrem de clar și să facem o fotografie extrem de complexă a întregului fenomen, care este tehnologia de neutralizare și reciclare a nămolului și cum ajunge el compost? Mi-ați spus că trebuie să existe și o structură, se aduce materialul verde biodegradabil din parcuri, iarbă, crenguțe, tot ceea ce este prin parcuri, frunze, și se amestecă, se lasă la macerat, se lasă o perioadă ca aceste elemente să se descompună și să se omogenizeze și la final se face analiza într-un laborator pe care tot dumneavoastră l-ați livrat în cadrul proiectului. Corect. Fenomenul de compostare este un fenomen pe care noi românii știm din vechime. Adică gândiți-vă că și cu noi de grajda, de mulți ani, da, din moștrămoși, așa se punea deoparte la compostat, practic, și după aia era folosit ca și îngrășământ pe câmpuri. Ei, în cadrul stației de compostare de la Compania de Apă Câmpia Turzii, tot procesul se întâmplă într-o hală închisă cu tratarea aerului viciat prin biofiltru. Da? Pentru că în procedura de compostare se emană niște gaze care le emană nămolul și care sunt tratate prin biofiltru și în exterior nu se elimină nimic ca și olfactiv. În interiorul halei, nămolul este amestecat cu materialul de structură, materialul verde, cum spuneam, crenguțe, iarbă, frunze, deșeuri vegetale de pe câmpuri pot fi folosite, paie, și se amestecă într-un raport de 3 la 1, adică 3 la fracții de materiale de structură, o fracție de nămol. În primă fază, materialul rezultat prin amestec se igienizează. Deci este o perioadă de igienizare în care se crește temperatura până la aproximativ 70 de grade pentru a se omorî tot ce este patogen. Pentru că dacă vrem să folosim acel material în agricultură sau ca și îngrășământ, trebuie să omorâm tot ce este bacteriologic acolo ca să fie safe pentru uzul public, să zic așa. După ce se face perioada de igienizare, există o perioadă de biostabilizare, da? În care materialul se întoarce. Există niște utilaje speciale întorcătoare de brazdă care îl întorc periodic și îl omogenizează, în așa fel încât dacă luăm probe de oriunde din acel material, să fie un material omogen. Da? Să ne bucurăm de aceeași proprietăți în orice parte a compoziției respectivului material. Ulterior se pune în maturare în care el se inertizează și rezultă un material inert, da? Care nu mai produce miros, nu mai produce probleme de mediu, ci are un bogat aport de nutrienți, da? Și poate fi folosit și pentru zone, de exemplu, România are probleme mai ales în partea de sud a țării, acum se deșertifică. Da? Și acest material, acest compost rezultat, ar aduce un aport foarte, foarte mare de humus, da? Și ar ajuta foarte, foarte mult zonele agricole care se deșertifică din cauza exploatărilor înaintați așa de ani de zile. Deci, e rezultă la final, cum spuneam, un material inert, bogat în nutrienți pentru sol, care ulterior, dacă se dorește, de exemplu, se poate însăcui și folosi ca material, ca și îngrășământ pentru plante, diverse plante și flori, prin îmbogățirea cu diverse elemente în funcție de plantele la care este destinat. Sau poate fi folosit ca atare, cum spuneam, în spații verzi, în agricultură, fiind un bun îngrășământ și un bun înlocuitor al azotului. Da? Pentru agricultura bio, mai ales, este îngrășământul ideal. Ulterior, produsul, pentru a fi comercializat, noi am pus la dispoziție companiei de apă Turda Arieș un laborator în care se testeze, cum spuneați, produsul înainte de a-l scoate pe poartă, dar legislativ este indicat să nu doar să-ți faci o testare interioară, ci să folosești și terțe laboratoare care să te certifice că produsul tău este conform și este sigur pentru a fi pus pe piață. Da, și cu o linie de ambalare, de însăcuire, aceste produse ajung în marile magazine și chiar aduc profit beneficiarilor.
Este adevărat, să știți că avem un astfel de exemplu, este o altă fel de tehnologie folosită în Covasna. Există compania care gestionează centrul de management al deșeurilor al județului Covasna. Ei fac însăcuirea compostului și îl comercializează la un lanț mare de magazine din România în saci de la câteva kilograme până la saci mai mari. Deci există practica asta în România, doar că este o altă astfel de tehnologie folosită un pic, zic așa, mai rudimentară. Deci în Covasna avem o poveste de succes care ar putea fi multiplicată la nivelul întregii țări. Haideți să mai vorbim puțin. Stația de la Turda este doar un proiect din multitudinea de proiecte pe care le derulați dumneavoastră Best Tools și pentru care oferiți soluții. Ați fost și la Târgu Mureș, unde veți livra stații supraterane pentru colectarea deșeurilor. Corect. La Târgu Mureș, compania noastră a câștigat un proiect de furnizare a ecoinsulelor pentru colectarea deșeurilor de la populație. Este un proiect care vine realizat de către primăria municipiului Târgu Mureș înaintea PNRR-ului, care urmează să finanțeze astfel de echipamente. Deci cumva Târgu Mureș n-a mai așteptat până PNRR-ul intră în funcțiune, să zic așa, pe axa 3 și au început să și-au făcut o proprie achiziție, ceea ce este un lucru bun pentru că ajută foarte, foarte mult și vizual, arhitectural, da, și ca și confort și ca și beneficii pentru cetățenii municipiului Târgu Mureș. Deci, pe lângă ce livrăm la Târgu Mureș, compania noastră tocmai a terminat la finalul lunii februarie un proiect la Alba Iulia, de tot așa de ecoinsule, dar este un proiect unde sunt ecoinsule subterane. La Târgu Mureș sunt supraterane, la Alba Iulia am realizat un proiect cu ecoinsule subterane pentru municipiul Alba Iulia. Domnule Florin Vulpe, se întreabă conducătorii unităților administrative mai mici, comune, orașe mai mici, cum pot ei să intre în acest circuit care până acum este accesat doar de municipiile mai mari? Ați avut niște povești de succes, de exemplu, la Matca, comuna Matca, undeva în țara românească, este cel mai mare furnizor de legume din România. Acolo se strâng foarte multe și mari cantități de folie de la solarii în fiecare sezon. Și această folie dumneavoastră o reciclați. Da, comuna Matca cred că este cea mai mare producător de legume și de legume din România, așa, având o suprafețe impresionante de solarii. Acolo se generează folie foarte, foarte multă, care se schimbă la fiecare ciclu și de asemenea se generează foarte multe resturi vegetale de la respectivele legume. Comuna Matca este pregătită să aplice acum în PNRR pentru instalații de compostare care vor intra în PNRR și de asemenea să-și realizeze o instalație de reciclare a foliei de la solarii. Este un exemplu care poate fi multiplicat la nivel de țară și de către alte UAT-uri care au nu știu, agricultură, nu doar pe partea de legumicultură, ci probabil că sunt în țară și comunități, da, unde sunt ferme, diverse ferme de animale. Și aceștia pot la fel să se pregătească să aplice în PNRR pentru investiții în stațiile de compostare. Va fi o axă, se dorește a se subvenționa 260 de stații de compostare în România pentru deșeuri din agricultură. Da? UAT-urile au acum marea, în mediul, vorbind de mediul rural în general, da, au marea șansă să aplice pentru astfel de investiții. Eu zic că e ceva ce nu s-a mai făcut în 2011, dacă țin bine în minte, au mai fost bani prin o axă pentru niște platforme de deșeuri de graj, da, pentru tratarea deșeurilor, colectarea practic și tratarea deșeurilor de graj.
Actualmente, prin proiectele din PNRR, sunt fonduri mai mult decât suficiente ca să se rezolve problemele la nivel de UAT-uri care au agricultură, că e zootehnică sau că e legumicultura. În concluzie, sunt oportunități multe la care localitățile trebuie să acceadă, de care localitățile trebuie să profite. Ce fonduri, și acum vă rog să facem o trecere în revistă în detaliu, ce fonduri în PNRR sunt disponibile pentru dezvoltarea întregului circuit al deșeurilor din România? Și ce proiecte putem finanța? Pentru că am văzut de la insule ecologice până la centre de colectare cu aport voluntar, așa numitele CAV-uri, până la stații de sortare, fabrici de reciclare și stații de compost, totul se poate finanța, totul se poate face. E nevoie doar de un singur lucru major, decizie. Da, aveți dreptate. Cei cu putere de decizie trebuie să muncească un pic. Documentația prin PNRR este chiar simplă. Adică statul vine acum cu un proiect cu fondurile din PNRR, cum spuneați, pentru ecoinsule, unde s-a făcut deja prima etapă, s-a închis. Au fost, din câte știu, undeva în jur de 8.000 de insule accesate, da, s-au solicitat pentru 8.000 de insule, mai va fi o etapă pentru că obiectivul este să se facă în jur de aproximativ 13.000, deci cei care n-au aplicat pentru ecoinsule mai au timp, vor avea timp în a doua etapă să aplice. La CAV-uri de asemenea nu s-a aplicat pentru toate 500 și vreo 16 CAV-uri câte se dorește să se financeze, deci și acolo va mai fi o etapă de aplicare și se pot pregăti. La CAV-uri, gândiți-vă în felul următor, sunt bani nu mulți, foarte mulți. În Poim, un CAV se finanța cu 400.000 de euro aproximativ, însemnând și investițiile în lucrările civile și tehnologia care trebuia să se monteze în respectivul CAV. Prin PNRR sunt aproximativ 800.000 de euro pe CAV, 700.000 de euro, deci este aproape dublu. Sunt mai mult decât suficienți bani încât UAT-urile să-și poată realiza o infrastructură modernă și de care să se bucure respectivul UAT sau comuniune de UAT, pentru că trebuie să fie pe minim 10.000 de locuitori. Deci dacă vorbim de mediul rural, poate că ar putea să se unească două, trei comune și să se realizeze un CAV împreună. Eu sunt oradean. În Oradea avem CAV-uri de câțiva ani funcționale. Municipalitatea a mers și a realizat astfel de investiții în urmă cu câțiva ani din bani proprii. Funcționează foarte bine și populația chiar le utilizează. Deci e o soluție la îndemână și modernă. Pe lângă CAV-uri, mai, cum spuneați, există fabricile de reciclare, da, și state de reciclare unde se pot face semiproduse. Adică aici vorbim de economie circulară, în zonele unde există, da, materie primă, nu știu, ori lemn, care nu este suficient tratat în țară la noi, în afară de fabricile mari austriece care tratează deșeurile din lemn, în rest în România nu prea este. Unde există deșeuri din textile, unde textilul va fi, e un nou trend în, și o obligație care va intra de la Uniunea Europeană în România din 2025, să colectăm separat și să tratăm textilele. Unde există partea de cauciuc. România, de exemplu, în momentul de față nu are nicăieri o instalație de tratare a anvelopelor uzate, a cauciucurilor. Da? Nu există în România așa ceva. Se dau bani mulți pentru astfel de investiții. Bani care pot fi accesați de mediul privat sau de către UAT-uri care sunt responsabili de gestionarea astfel felului de deșeuri. Sunt surse de finanțare, sunt în perioada următoare, sunt. Dar cum spuneam anterior, multe UAT-uri n-au nevoie de surse de finanțare pentru a-și rezolva problemele, pentru că ei au banii din penalitățile pe care le plătesc anual. Dacă vorbim de comunități mici, mediul rural plătește foarte mulți bani ca să arunce deșeurile organice, da? În general, un menajer peste 60% este deșeu organic. Dacă se aplică, cum se întâmplă, de exemplu, în județul Arce sau în Covasna, cu succes, adică o colectare a deșeurilor organice la sursă, separat, da? Sau prin compostoare individuale în mediul rural, gândiți-vă că oamenii respectivi scad 60% din deșeul care îl aruncă, da? Pentru care nu mai au taxe de plătit. Deci, practic, ei își îndeplinesc țintele
prin simplu fapt implementarea unei colectări corecte a deșeurilor. Deci și acolo nu vorbim de sume enorme de bani. Da? O comunitate de câteva mii de locuitori are în bugetul local cu siguranță banii pentru a-și achiziționa recipienții pentru a rezolva această problemă. Vă dau mai un exemplu la nivel de Argeș și cu asta închei. Au făcut unități de compostare din lemn reciclat, din paleți de lemn reciclat, ADI Argeș, împreună cu autoritățile locale, din paleții care nu erau refolosibili, da? Care veneau la depozit, au făcut unități de compostare din lemn și le-au împărțit în județ și astfel au deviat de la depozitare cantități impresionante. Oamenii din mediul rural nu mai plătesc deșeul organic, da? Pentru că ei îl compostează în curtea ei și îl folosesc ca și îngrășământ pe terenul lor. Și le-a redus costurile fantastic de mult. Da, ceea ce am aflat și am văzut și pe site-ul dumneavoastră, Best Tools, totul poate să pornească și un pas important ar fi de la un simplu tocător mare de crenci care poate fi pus în acest ciclu de reciclare, să fie prima verigă. Un tocător care toacă crengile și materialul rezultat deja este extrem de valoros și poate fi refolosit. Corect, aveți dreptate. Ideea este că nu trebuie să facem niște tehnologii foarte sofisticate, ci trebuie să începem step by step, da, cu primul pas. Prin tocarea, de exemplu, deșeurilor vegetale, ele deja schimbă structura și pot fi refolosite parțial ca și material, de exemplu, în stațiile de compost ulterior sau ca și material de structură. Se plătește pentru scoarța respectivă, știți, care se folosește în spațiile verzi. De ce să plătești pentru ea când poți să o produci singur, valorificând un deșeu pe care tu plătești ca să-l elimini? Deci da. soluții există. A fost alături de noi domnul Florin Vulpe, responsabil pentru managementul proiectelor în cadrul companiei Best Tools. Mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult de invitație și vă doresc succes în ceea ce faceți. Sunt Ioan Chioreanu, ați urmărit un podcast realizat de Ghidul Primăriilor, vocea administrațiilor publice. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim spor și succes în toate proiectele pe care le aveți. Zile senine și bucurii. Și nu uitați, România poate merge înainte doar prin implicarea noastră, a tuturora, a fiecăruia în parte, a fiecărei comunități mici sau mari, care își dorește o dezvoltare sănătoasă, firească și sustenabilă. Zi bună, mulțumesc!